Comisia Europeană a decis să nu mai prelungească interdicțiile pentru exporturile de cereale ale Ucrainei. În schimb, Ucraina va trebui să instituie, începând de astăzi, măsuri eficiente de control al exportului a 4 grupe de mărfuri pentru a preveni orice denaturare a pieței în statele membre învecinate. În acest moment, România se află, ca să spunem așa, total nepregătită, cu toate că această decizie a Comisiei Europene era, să zicem, previzibilă încă de foarte mult timp, foarte multe lucruri. Deci un fapt consumat, care trebuia doar, să spunem, clarificat. În acest moment, România nu are ce să facă, da? Nu s-a pregătit suficient. Interdicțiile erau în vigoare din 2 mai în 5 state ale Uniunii Europene situate la periferia Ucrainei, Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria. Din păcate, Comisia Europeană n-a luat o mai bună decizie vis-a-vis de această situație, deoarece fermierii din România și în momentul de față se confruntă cu o situație destul de dificilă, generată de împrejurarea că nu pot să-și vândă produsele agricole la niște prețuri care să le acopere costurile de producție, iar urmarea acestei eliminări a interdicțiilor de import din Ucraina a acestor produse, cu siguranță se va pune presiune mult mai mare pe piața agricolă din România. Potrivit Comisiei Europene, Ucraina are termen până luni să prezinte un plan în care se explice ce fel de măsuri intenționează să ia pentru a-și menține exporturile sub control, după ce Comisia Europeană a decis ridicarea restricțiilor privind comercializarea cerealelor ucrainene. Guvernul României a transmis că așteaptă din partea Kievului prezentarea planului de acțiune cu privire la măsurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturării pieței cerealelor din țara noastră. Ucraina s-a angajat să prezinte aceste măsuri până la finalul zilei de luni 18 septembrie 2023. Totodată, guvernul a plecat capul și își exprimă regretul cu privire la faptul că nu a fost identificată o soluție în plan european pentru prelungirea restricțiilor la importul de cereale din Ucraina, măsură solicitată de statele membre afectate de această decizie.